Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la Revelion 2019, emisiune prezentată de Alexandru Diamant și de un grup format din artiști care astăzi au venit la televiziunea Etalon, dragi telespectatori, să ne cânte cu melodiile lor frumoase și delicate și să vedeți dumneavoastră cum o să fie acest revelion minunat pentru dumneavoastră și pentru telespectatorii noștri dragi. Grupul vocal Discipoli, Vișan Biculescu, Grozavu Francesca, Mihai Sima, Cosmina Crăcană, Gigel Bodârcă, cu formația lui, dragi telespectatori, Doina Boacă, Ion Drăgușin, Loredana Bornescu, Tincă Ilinca, Gina Crăpruci, Ionel Stama și să știți, dragi telespectatori, că mai avem pe Caliu, pe mulți oameni de bine, pe mulți artiști care au venit. Și la invitația mea la televiziunea Etalon și pe această cale îi mulțumim, dragi telespectatori, și eu prezint, Alexandru Diamant prezintă emisiunea, coprezentator Mihai Sima, Revelion 2019, dragi telespectatori. Dau cuvântul lui Mihai Sima să ne prezintă grupul vocal Discipoli, dragi telespectatori. La mulți ani, domnul Diamant, la mulți ani și dragilor noștri telespectatori, iată, dragi telespectatori, petrecem împreună Revelionul 2019, doar aici, la televiziunea Etalon, Râmnicu-Vâlcea, un post cu foarte multe premii pentru o televiziune locală. Iată, Etalon TV v-a pregătit și în această perioadă, în perioada Revelionului, un program special. Și așa cum spunea și domnul Alexandru Diamant, începem cu două colinde și vom asculta două colinde cu grupul vocal Discipoli condus de Florin Pandelică. Începem programul muzical de Revelion cu două colinde special pentru dumneavoastră, telespectatorii noștri dragi. Sărbătorile! Sărbătorile ne transpun pe un tărâm spiritual deosebit. Ne împacă pe noi înșine și cu semenii prin iubire, iertare și prin bucuria de a fi împreună, așa cum eu, fost orfan de-al Degea SPC Vâlcea, ne bucurăm să fim din nou în mijlocul marii familii a Etalon TV, a emisiunilor minoritare în România și născut în România. Pe această cale, grupul vocal Discipoli, dorim să urăm tuturor artiștilor adevărați și autentici din spatele meu, moderatorului și președinte al Partidei Romilor Pro Europa, filiala Vâlcea, Alexandru Diamant, cât și conducerii manageriale a televiziunii domnului regizor Iulian Margu și a bunul meu prieten Viorel Chierescu și nu în ultimul rând a sufletului așezii televiziuni Don Pedro, cameraman de bază al televiziunii Etalonului Râmnicu Vâlcea, și la mulți ani pentru cei 25 de ani de existență, când ați fost premiați, dragii mei, de către Clubul Român de Presă, condus la acea vreme de Cristian Tudor Popescu, știu că ați primit premiul Dumitru Tinu atunci și multe alte premii. Am lângă mine o discipolă frumoasă și adevărată, pe Mari. Mari, să oferim televiziunii Etalon, revelionului revelionilor, cum spunea domnul președinte Diamant, și tuturor românilor și vâlcenilor, o stea frumoasă, draga mea. Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria, naște pe Mesia, magicum zăriră, steaua și porniră, mergând după rază, pe Hristos să-l vază, cu daruri gătite, lui Hristos menite, având fiecare bucurie mare, care bucurie și la noi să fie, de la tinerețe
până la bătrânețe, până la bătrânețe. Țineți, dragilor, masa întinsă și lumina în geam aprinsă, că-i vremea uratului și umblatului peste vatra râmnicului. A românilor de pretutindeni să gândim și la cei din diaspora, fie români, fie romi, fie lipoveni, tătari și ruși și mulți alții, sunt minoritățile noastre naționale. Trebuie să-i iubim, să-i respectăm și să acceptăm. Să uităm, dragii mei, de eșecuri, de resentimente, de supărări și să ne gândim la împliniri viitoare. Doamne ajută! O, ce veste îmbucurătoare care îngerii ne-au adus, vestea despre mare îndurare care Dumnezeu ne-a trimis de sus. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă, El ne scapă din nevoi, din nevoi. Dumnezeu este cu noi. O, ce veste îmbucurătoare, ia stâmpără orice dureri. Domnul de sus la noi se coboară, Cel Sfânt ca să ne ridice la cer. Iată s-a născut Iisus, mântuire, mântuire ne-a adus. El ne scapă, El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. Și acum, că a venit un nou discipul de-a mea, te rog, Iza, pe partea aceea frumoasă, te rog eu frumos, vino încoace. Aș mai sta, aș mai ura, că mi-e drag de dumneavoastră, însă-i fric de tot afară și am de trecut cu discipolele mele frumoase, cu o voluntară minunată din Italia, colega mea de generație de mici copii, care face foarte multă treabă în Italia și nu numai, cu oameni care trec prin greutăți mari, fie drogați, fie nu știu, nu mai trec peste. Am de trecut munți, văi și ape lungi, hopuri, hopuri, hopurate și într-un cor noi vă dorim să ne revedem sănătoși în 2019, mult mai fericiți, sănătoși și vă doresc, dragii mei, tuturor, un an binecuvântat de la Dumnezeu Împărat. S-a născut pe pământ un mântuitor, e Iisus, pruncul sfânt, Domn triumfător. Și-au venit cei trei magi și s-au închinat, aur, smirnă și tămâie lui Iisus i-au dat. Domnul meu, vin și eu să-ți aduc în dar, viața și inima mea este tot ce am. Să-i cântăm glorie în vejul Iisus, pentru noi s-a născut pace. Vocal Discipoli, condus de mine și forma din tineri din sistemul de protecție al copilului Vâlcea, de la DGASPC, urăm nedeiților din Tomșani, mă bucur să fie aici, urăm domnului Stama Ionel, un rapsod deosebit, domnului președinte Alexandru Diamant, un moderator și un jurnalist, iată, care promovează valorile, tradițiile și cultura romilor, celor din spate nu vă mereți pe toți, am și niște emoții terifiante. Vreau să salut pe celălalt co-moderator și la mulți ani domnului Mihai Sima, iată, cel cu horoscopul romilor, tuturor românilor de pretutindeni, să fim mai buni, să fim mai înțelegători, dar și mai înțelepți. La mulți și fericiți ani, acum la final de an. Doamne ajută! La mulți ani! Mulți ani. Restul las pe colegii mei din spate, sunt mult mai artiști adevărați, mai ales oamenii de la Hanul Hairut, cel vreau pe ei să-i aud foarte mult. Bun. Noi ana o să ne retragem frumos. Bun. Dragi telespectatori, copiii să se retragă în partea studioului. Noi zicem că este un an nou. 2018 a fost un an bun, mai pentru toată lumea. Anul 2019 să vă aducă bucurii. Și aș vrea să salutăm președintele Consiliului Județean, domnul Constantin Rădulescu, domnul primar Mircea Gutău, domnului primar Băluță Achim, domnilor de la Poliția Județeană, Poliția Locală și de la Jandarmerie, domnului primar
de la Bobeni, doamnei consiliere Maria Bobeanu, primar Ionești și primar Bobeni. Rog colegul meu Mihai Sima să prezintă în continuare, dragi telespectatori, artiștii aceștia de renume, care astăzi s-au îndurat și au crezut în mine, au crezut în televiziunea Etalon, că trebuie să vie să intrăm în noul an 2019 împreună cu aceștia. Așa este, domnul Diamant, dragi telespectatori, după cele două colinde pregătite și cântate de cei din grupul Discipoli condus de Florin Pandelică, dăm drumul petrecerii noastre alături de dumneavoastră, telespectatorii noștri dragi, și începem cu melodii de suflet, cu melodii lăutărești aduse de nimeni altul decât de vâlceanul nostru drag, domnul Vișan Biculescu. Vă mulțumesc și cu această ocazie urez și eu tuturor care mă cunosc multă sănătate și un nou fericit 2019.